Sărbătorile sunt din ce în ce mai aproape, iar vestea deschiderii stațiunilor a adus speranță pentru hotelieri și nu numai. Peste 100 de unități de cazare se pregătesc de zor pentru oaspeți. Bună ziua! Au început oamenii. Avem rezervări în această perioadă pentru Paște și 1 mai. Sună din timp să facă rezervări pentru această perioadă, da. Ca de fiecare dată, Mama este cea mai căutată stațiune. Aici ofertele sunt pentru toate gusturile și toate buzunarele. Prețurile pleacă de la 300 de lei pentru un sejur de 2 nopți la hotelurile de 2 stele și ajung până la aproape 2000 de lei la hotelurile de 4 stele cu servicii all-inclusiv. În perioada 28 aprilie 4 mai am pus la dispoziția oaspeților noștri 2 oferte, una cu mic dejun la tariful de 199 de euro pe noapte, iar una cu demi-pensiune, mic dejun și prânz, 229 de euro pe noapte. Pentru mini-vacanța de 1 mai, cele mai căutate sunt camerele care oferă priveliște spre mare. Acestea au fost primele rezervate, spun reprezentanții hotelurilor. La agențiile de turism, telefoanele sună în continuu, deoarece oamenii sunt dornici să petreacă sărbătorile pe litoral. Chiar dacă nu vor mai fi petreceri ca în anii precedenți, turiștii caută tot felul de pachete care să le ofere posibilitatea să petreacă sejurul într-un mod cât mai plăcut. Caută în mod special pachetele care includ și alte servicii. Tocmai pentru că în această perioadă viciată de pandemie sunt restricții în ceea ce privește funcționarea unor restaurante în interior și așa mai departe, oamenii preferă să aibă asigurate serviciile de masă. Agențiile de turism sunt de părere că redeschiderea stațiunilor pentru mini-vacanța de 1 mai și Paște este benefică și pentru economie. Interesul oamenilor este mare, iar pentru a satisface nevoile oaspeților, în stațiuni au început să se facă angajări. Faptul că s-a terminat cu șomajul și reușesc să revină la muncă, o mare parte deja au revenit, dă speranțe și angajatorilor, dar și angajaților, și asta numai în Horeca. Turiștii sunt așteptați și în sudul litoralului. Aici, tarifele pornesc de la aproximativ 250 de lei și pot ajunge până la 1800 de lei, în funcție de pachetul și unitatea de cazare alese. Hotelurile se vor deschide cu respectarea tuturor restricțiilor în vigoare și la o capacitate de maxim 70%. Servirea se va face pe terase, iar cu excepția perioadelor în care oamenii vor mânca, purtarea măștii este obligatorie, atât în interior cât și în exterior.